Bun găsit tuturor! Au fost făcute mai multe audieri în acest dosar 2780/2017, un dosar deschis la cererea autorităților din Israel. Practic, în România se face o comisie rogatorie la care participă inclusiv un procuror din Israel. Astăzi a fost audiat Traian Băsescu, asta pentru că procurorii vor să demonstreze faptul că Beni Steinmetz i-a finanțat campania electorală din anul 2009 lui Traian Băsescu și astfel fostul președinte ar fi trebuit să-și exercite influența asupra Parlamentului, dar și a Guvernului pentru susținerea proiectului de la Roșia Montana, acolo unde știm foarte bine că Beni Steinmetz avea de numeroase beneficii financiare și avea și interese. Ei bine, se pare că procurorii l-au arătat celor de la Roșia Montana, inclusiv mai multe mail-uri și de asemenea sondaje făcute și plătite de Beni Steinmetz în campania electorală a lui Traian Băsescu, sondaje care au ajuns inclusiv pe mail către fostul președinte. Nu știm încă exact despre ce sumă este vorba în acest dosar, ce bani au fost folosiți, dar există aceste acuzații. Astăzi Traian Băsescu a fost audiat în calitate de martor și dacă ne aducem aminte, inclusiv în anul 2009, Traian Băsescu vorbea despre Roșia Montana, a și mers în vizită acolo și ulterior s-a vorbit inclusiv despre o expertiză cu privire la acest proiect minier Roșia Montana, o expertiză care urma să ajungă în CSAT, CSAT care de altfel era condus de Traian Băsescu. Sunt destul de multe acuzații, au fost audiați însă și Tal Silberstein și Beni Steinmetz în Israel, aceștia fiind cercetați și într-un alt dosar acolo. De asemenea, au fost audiați tot cei din conducerea Roșia Montana și vedem exact cine va mai fi audiat. Dan Andronic a dat și el declarații în același dosar. Vă spuneam că există inclusiv un procuror aici în România, din Israel, care supraveghează această anchetă. Și, evident, trebuie să vedem exact până la urmă ce alte probe au procurorii în acest dosar. Oricum, sondajele care au fost plătite de Beni Steinmetz în campania electorală lui Traian Băsescu, cu siguranță sunt niște probe destul de importante, mai ales că aceste sondaje au ajuns inclusiv la Traian Băsescu pentru a vedea exact cum stătea în sondaje. Campania electorală, iată, finanțată din banii israelianului, însă știm foarte bine că au mai fost și alte dosare în la DNA, de exemplu, în care s-a vorbit despre finanțări ilegale ale campaniei fostului președinte. Vedem și dacă anchetatorii vor decide punerea sub acuzare a cuiva în acest dosar, poate chiar a lui Traian Băsescu.